fericile iubirii. Tăi s-a purtat o discuție cu psihologul Eduard Puiu, prilej ce o făcea să se simtă înțeleasă, după cum descoperim în imaginile următoare. Bună seara! Bonjour! Hai, vină încoa! Să-ți dau îmbrățișare, că aveai nevoie de asta, nu? Da. Aveai? Bine. Mă simt prost în același timp să... Adică nu prost. Când se validează așa experiențele care știi că oricum n-au fost bune, e... Ți se pare că manifest compasiune? E... Dumneavoastră, nu. Nu, adică nu am simțit... Nu. Nu. Și nu, oricum nu-mi place să primez asta, nici n-am vrut să vorbesc. De ce? Că nu-mi place sentimentul ăsta de milă, așa, din ochii oamenilor. Dar nu l-am văzut și mă bucur foarte tare că nu l-am văzut. Și știi de ce nu l-ai văzut? Ai vreo vagă bănuială? Nu, doar că ați văzut multe cazuri astea. Pentru că te înțeleg, da? Și știu că n-ai nevoie de asta. De ce ai nevoie, de fapt? Sincer, nu cred că mai am nevoie de nimic. Am spus niște... În afară de faptul că trebuie cumva să iert tot și să nu mai... Nu știu, să nu mai am impresia că toate lucrurile astea acum îmi afectează viața în mod constant. De asta am nevoie, să simt că nu mă mai afectează. Apare în relația romantică, o văd și acolo și văd diferit și încep să-i blamez iar când văd că mă afectează în viața de zi cu zi. Uh-huh. Și aș vrea să nu mai fac lucrul ăsta pentru că știu că nu au făcut cu răutate. Eu știu asta. Sunt foarte mulți părinți care fac cu răutate anumite lucruri copiilor lor. Eu doar am fost așa victimă colaterală a vieții lor. Hai să facem o înțelegere de la început și apreciez faptul că ți-ai dorit să discutăm. Nu e un proces de intenție împotriva lor. Și în discuția noastră ei sunt victime colaterale, în sensul în care nu vorbim neapărat despre părinții tăi, vorbim despre niște părinți care au făcut niște erori din cauza unor vicisitudini, unor condiții nefavorabile, pe care nu le-au gestionat cum trebuie. Te rog să mă crezi că... Asta șaptea, clasa a treia, aveam 7-8 ani pe acolo. Și l-am sunat pe tatăl meu a venit acasă și mi era frică să mă apropii, știu că s-a apropiat el, a luat mai multe medicamente, din fericire pentru toată lumea, în somn le-a vărsat. A venit ambulanța, a venit, da, vecinii pe scară, etc. A venit mătușa mea, am stat la niște rude în toată perioada aia. A fost, cred că, moarte cerebrală, dacă nu mă înșel. I-au făcut electroșocuri la creier. Știu că atunci când s-a întors acasă n-am recunoscut-o, știu că asta a fost destul de dureros. După care a fost o perioadă lungă. Te poți întoarce la momentul ăla? Da. Știi, copiii de vârsta despre care mi-ai relatat-o acum,
nu au capacitatea să filtreze lucrurile. Le interpretează într-o manieră în care noi nu avem acces. Ce a procesat copilul din tine atunci? Că se întâmplă, pentru că atunci se formează un fond fobic, un fond al fricilor. Tu când vedeai chestiunile alea, că mama nu se mai trezește și ți era teamă să te apropii, cum procesai lucrurile? Te gândeai la ce e grav, la ce e fatal? Știam că nu e bine atât. Doar că nu e bine că nu se trezește. Doar atât aveam în cap. Okay. Nu mi-aduc aminte vreo emoție. Cred că era frică sau nu înțelegeam. Mai mult asta era. Confuzie. Ai mai spus asta și în platou. Că nu procesai foarte mult emoțiile. Nu. Asta pentru că te-ai deprivat emoțional? Da. Că ai făcut asta de mică? Da. Mă dureau foarte tare anumite lucruri și nu... Și le înghețai? Da. Okay. Asta și mai departe? După a fost o perioadă lungă de timp în care nu s-a mai întâmplat. N-au mai fost episoade maniacale. La sfârșitul clasei a 8-a, după ce am dat evaluarea națională, știu că atunci eram conștientă. Și atunci a început să mă lovească mai tare decât atunci când eram copil mic. Și știu că a început, mi-aduc aminte și acum ziua, veneam de la unghii și mi s-a părut ceva ciudat. Nu puteam să-mi dau seama exact ce și n-a început din start un episod maniacal puternic, au fost câteva scăpări. Nu și-am mai luat tratamentul corect și au fost foarte multe. De atunci s-au declanșat cele mai multe evenimente pe care eu mi le amintesc și pot să le retrăiesc. Ok, astea sunt factic lucrurile. Hai să vorbim despre ce a creat în tine în toată perioada asta. Pentru că e un contrast. Pare puternică și cu toate astea vulnerabilitatea, adică nu s-ar zice, probabil că de asta ai indus în eroare și pe Ionela, pentru că nu s-ar zice că în interiorul tău este atât de mult travaliu, ca să nu-i zic suferință, deși e suferință, dar da. E travaliu mult. Știu. Pentru că nu am accesat neapărat toate emoțiile alea, nu m-am lăsat pe mine să le simt. Ca știu că am vorbit despre chestia asta și la facultate, le-am gândit, asta s-a întâmplat pentru că asta, ca așa, papagalicește. Adică eu înțeleg tot ce mi s-a întâmplat, știu de ce îmi vin anumite comportamente, dar nu le-am simțit. Eu te întreb pe loc, pentru că în momentul în care se întâmplă un episod, episodul în sine activează starea asta disfuncțională și raportarea noastră e prin intermediul unor gânduri, da? Ce vrea să fac acum, de ce procedează așa, ce se întâmplă cu ea sau cu el, ok? Și automat de acolo, de aici, da? Se declanșează emoții. Le-am simțit după, când erau episoadele maniacale, intram în modul de supraviețuire, doar mă duceam în față. Okay. Nu mă gândeam deloc. După ce trecea episodul, atunci mă resimțeam. Și cum te manifestai? Nu știu dacă mă manifestam în sine despre evenimentele care s-au întâmplat sau pur și simplu orice chestie mică din lumea exterioară mă deranja și cumva îmi exprimam emoțiile pe alte lucruri în afară de ce mă afectează pe mine. Am evitat foarte mult. Deci nu plângeai, nu stai închisă în cameră 3 zile. Ba da, asta mai făceam. Asta. Da, mă mai închideam în casă pentru că simțeam că nu portam pe nimeni, nu mai suportam persoanele din jurul meu. Deci pe moment, hai să văd dacă am înțeles, strângeam emoția puternic. Da. Da. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ai fi făcut asta? Nu cred că supraviețuiam. Ok. O strângeam puternic, o puneam deoparte și după ce se termina furtuna, da? Ori plângeai și te izolai, da. Ori aveai comportamente care refulau asupra da. Altora. Da. Ok? Da. Zic bine? Da. Și asta multă vreme în rând. Și încă se mai întâmplă. Și încă se mai întâmplă. Da, păi ultimul episod a fost toamna trecută. Așa, când? Exact în perioada asta, dacă nu mă înșel. De când stau singură, este dificil, pentru că îmi fac foarte multe gânduri. Uh-huh. Mai ales că ce v-am povestit și anterior, mi-este frică că se poate repeta. Uh-huh. Și dacă nu are telefon și nu răspunde la telefon, stau foarte mult timp speriată. Și încerc cumva să iau contact cu ea. Ca să te asiguri că e bine. Că e în regulă. Da. Dar în ultima vreme, dacă nu s-a mai întâmplat și
Încă tata stă cu ea, tata Luța nu mai bea. Și nu s-a lăsat de alcool, din fericire, și acum sunt amândoi și sunt ok. Dar... Adică ai mai multă bază pe el că poate controla situația. Da, dar în același timp stau cu frică și pentru el, pentru că poate oricând să se întâmple ceva cu inima. Vreau să încerci, hai să zicem persoasiune, să n-arunce cu roșii în noi. Că manipulezi situația în favoarea ta ca să poți să anihilezi acea nevoie de a-ți fi dată dreptate sau de a fi înțeleasă. Facem asta? Uh-huh. Avem un proiect amândoi? Da. De fiecare dată când îți iese, vreau să te duci la cameră și să-mi faci un semn. Okay. Că le contabilizăm. Ok. De-aia steți în casa asta, să fiți ajutați, pe lângă faptul, da, că vreți o relație. Monitorizez asta. Avem un pact? Da. Te antrenezi de azi înainte? Pe cuvânt de cercetaș. Bine. Să știi că eu cred în tine, mă bucur. Mulțumesc. Și eu. Vă mulțumesc mult. Doamne ajută. Capricile iubirii. Cumva toate aceste lucruri vi le arătăm și vouă ca să înțelegeți că mersul la psiholog nu înseamnă că te închide cineva în cămașă de forță și că o iei pe arătură. Nu, mersul la psiholog nu poate să-ți facă decât bine, în sensul că discuți despre problemele pe care le ai. Nu cam asta se întâmplă la psiholog, că avem aici reprezentanți și să înțeleagă lumea că nu trebuie să fii dus cu pluta ca să trebuiască să mergi la psiholog, nu? De cele mai multe ori sunt situații de viață. Uh-huh. Este adevărat că sunt situații și situații, unele mai complicate, altele mai ușoare, dar în general oamenii întâmpină niște situații de viață și pot fi ajutați, pentru că singuri de cele mai multe ori nu fac față, deși ei cred că pot să facă față. Și din păcate, de foarte multe ori ajung în momentul acela când au aterizat, da? Adică simt că de acolo în jos nu mai au unde să se mai ducă. Adevărul e că dacă ești la pământ, unde, Doamne iartă-mă, să te mai duci? Și da, nu poți decât în sus. Știi foarte bine ce motor puternic, ce uzină este atât mintea, creierul, și că dacă spui ceva în cap, poți să muți munții din loc, că ne-a demonstrat fizica cuantică. Exact. Că așa e, putem, se pot face multe lucruri. Nu intru, nu dezvolt acum subiectul. Și că trebuie antrenat, trebuie lucrat permanent, așa cum mergi la medic, pentru, la stomatolog, pentru măsea, la ortoped, pentru dureri. Și mintea trebuie cercetată din când în când. Trebuie cercetată, lucrat, aranjat, curățat, șlefuit, șters de praf. Da, există o tendință acum de a se informa oamenii foarte mult, de a asculta foarte multe podcasturi sau de a citi. Și au falsa senzație, cum că dacă știu foarte multă informație, știu ce au de făcut, însă realmente îți pui viața în ordine sau te vindeci în momentul în care internalizezi informația, treci prin procesul acela și exact așa cum îi recomanda Eduard lui Tess, este nevoie să o iei pas cu pas în așa fel încât de fiecare dată când te împiedici de acel lucru să o faci de fiecare dată mai bine, conștientizând ce ți se întâmplă. De câte ori ai ridicat degetul? De două ori până acum. Ți-a promis că te monitorizează, așa că... Da, cum vi s-a părut situația? Că acum o vedeți altfel, Ionela. Cum mi s-a părut situația după ce a avut... Desigur că o văd altfel, oricum am conștientizat și ulterior că... Ea simte și știe cel mai bine situația ei și cu siguranță toate aceste ieșiri pe care le-a avut au fost cauzate de anumite traume din trecut. E adevărat, dar tu vorbeai la un moment dat de respect și că trebuie să-i acorzi cuiva respect. Știi că mai degrabă nu ce spui reflectă respectul pe care îl ai pentru un om, ci gesturile pe care le faci. Adică
faptul că Tess, acum nu îi ridic statuia lui Tess, că sunt convinsă că are și ea, ca noi toți, toți avem niște bube pe aici, pe acolo. Bun. Scheleți, vorba Paulei prin dulap. Dar cred că decât să spui cuiva ceva, vorbe mari și să îl faci să se simtă nu știu cum, mai bine să faci un gest pentru el. Că nu cred că a fost tocmai ușor să-și vadă mama în comă. Eu sunt curioasă de Robert, că da, l-am văzut și prima oară când a fost, mă rog, a dezvăluit Tess aici în platou niște lucruri. L-am văzut și acum, dar n-a apucat să spună nicio vorbă. Cum vezi tu toată situația asta? Cum o percepi tu? E compatibilă cu, așa, cu viața ta, cum îți vezi tu viața de acum înainte? Da. E o poveste greu de dus sau ușor? Depinde doar de tine. Mă ajută să o înțeleg mai bine acum, nu știu. Te ajută să o înțelegi mai bine. Da. Dar ai putea, de exemplu, să zicem că voi doi ajungeți să aveți o relație și poate chiar să vă căsătoriți. Nu știm ce ne rezervă viața asta. Și într-o zi ești tu romantic cu ea la restaurant în oraș, la lumina lumânării și te primește un telefon și spune în secunda asta trebuie să plec. Și să lași totul acolo și să pleci. Da, oricum îți poate întâmpla, nu eu. Adică trebuie să te gândești că sunt, ea și-a asumat această responsabilitate și dacă are nevoie să spună pas la orice, nu știu, ești la un examen, ești într-o situație și a spune trebuie să plec acum. Aș înțelege, nu cred că ar fi ceva. Adică îți asumi, da, situația, nu, și nu o iei la fugă. Dar nu mă sperie nici în momentul. Ce te-ar speria? La ea? Da. Păi, da. Nimic până acum. Ce te-ar speria? Ce m-ar speria? Da, da. În general, dacă ar fi să ai pe cineva care are cazul acesta în familie. Da, nu m-ar speria, nu știu, nu văd. Probabil vreo mască de față seara când... Da, nu știu. Sincer, Tess, nu... aș vrea să te întreb ceva care știu că s-ar putea să doară un pic. Tu-ți dorești copii? Da. Și cum vezi tu situația? În ce sens? În toate sensurile. Îmi doresc să fac copii. Sunt puțin... Știi de ce ți-am pus întrebarea asta și de ce m-am gândit că ar putea să fie un pic dureros pentru tine? Pentru că te-am auzit într-un material spunând ei nu ar fi trebuit să facă copii. Da, știu. M-au marcat cuvintele alea, știi? Și de-aia am îndrăznit să spun întrebarea asta. Da, și mi-este... Nu știu dacă mai... Nu cred că mai vorbesc despre asta aici. Mi-este frică să cresc un copil cu atât mai mult... Ți-e frică din ce perspectivă? Că știu că pot să fie consecințe asupra lui din orice și nu știu, sunt speriată de chestia asta, că aș putea să... Tu vorbești de linie genetică? Uh-huh. Și chestia asta, da. Așa. Că m-am gândit și la asta. Și pur și simplu că eu aș putea să fac niște lucruri pe care ar putea să-i lase niște comportamente care mie... O să-l faci când o să fii vindecată, echilibrată și așa mai departe. Da, vrei să spun ceva? Niciun părinte nu e perfect. Știu. Uite, afară de Ștefania, noi toți avem copii. N-am degete la mână să-ți număr de câte ori am greșit. Ce, Doamne iartă-mă, că aș fi ipocrită să zic, vai, sunt o perfectă, o mamă impecabilă. De unde nu există așa ceva. Da, asta știu. Și totdeauna facem greșeli față de copiii noștri, dar important e să conștientizăm, să trecem peste temerea asta și îți mai spun ceva nou, să fii niciodată pregătită. Nici nu cred. Da.